În transportul public din Chișinău ar urma să fie implementat sistemul de taxare electronică. Sistemul va fi implementat prin intermediul unui proiect pilot pentru o perioadă de șase luni. În acest scop, municipalitatea a semnat două memorandumuri cu două companii financiare. Astfel, se prevede instalarea într-o și autobuze a echipamentului necesar pentru achitarea electronică a călătoriei, precum și instruirea angajaților Regiei Transport Electric Chișinău și ai Parcului Urban de Autobuse. În perioada de testare, taxarea electronică va fi aplicată pe câte o rută de troleibus și autobuz, iar RTEC și POA vor încheia contracte cu prestatorii de servicii. După finalizarea proiectului pilot, vor fi analizate posibilitățile cu privire la extinderea sistemului de plată pentru toate tipurile de transport municipal din oraș. Proiectul privind implementarea sistemului de taxare electronic în transportul public municipal va fi implementat în baza de parteneriat public-privat.